Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. E adevărat, o plimbare în parc în București, e ceva frumos, e ceva plăcut, parcurile arată bine, aerul e curat, dar parcă și mai curat este aerul la munte. Și v-aș propune să mergem împreună cu Marin la Predal, unde se desfășoară Festivalul Internațional de Film Alpin, o primă ediție dedicată culturii și civilizației montane. Și dacă nici România nu are munți, atunci cine are? Haideți să vedem ce știm de fapt despre munți, cine cum iubește muntele și mai ales ce știm despre poveștile unor oameni remarcabili care, purtând tricolorul pe umeri, au reprezentat și reprezintă în continuare România, uneori chiar în legătură cu muntele. E vorba de Uca Marinescu sau de Toma Coconea sau de Jolt Tărăc, aceia pe care îi veți putea vedea și de acum încolo, purtând cu cinste imaginea României. Mai mult decât atât, vom vedea poveștile lor, filmele făcute de ei și alte câteva aventuri în care însă se va implica Marin. Marin este cel care vrea să meargă la Măgura să vadă cum anume turiștii străini pot prezenta unui român România. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, Marin caută tot felul de animăluțe sălbatice în tot felul de locuri neașteptate, cum ar fi castori pe Valea Strâmbei, lilieci, evident, în peștera liliecilor pe lângă Măgura și niște urși sălbatici pe lângă Zărnești. Și vom vedea cum supraviețuiește Moș Marin în competiție cu Moș Martin. Dar toate acestea un pic mai încolo. Haideți să mergem deocamdată la Predal.